Cu două etape înainte de finalul sezonului în Liga a IV-a, Aro Câmpulung rămâne în fruntea clasamentului și este la egalitate de puncte, 81, cu ocupanta locului secund și totodată principala contracandidată, Speed Academy Pitești, în fața căreia însă are avantajul meciurilor directe. În penultima etapă acestui sezon, Aro Câmpulung va juca pe teren propriu cu CS Domnești, ocupanta locului 3 în clasament. Vor urma, de fapt, pentru noi două finale. Nu avem un alt obiectiv decât acela de a lua cele 3 puncte în ambele jocuri, dar, repet, sâmbătă vom întâlni un adversar puternic, o echipă nu întâmplător care se află pe locul 3 în Liga a 4-a și cred că suntem pregătiți. Băieții știu că așteaptă un joc foarte greu și consider că suntem pregătiți să luăm cele 3 puncte. Galeria va fi prezentă ca de obicei la stadion, vremea se anunță a fi excelentă pentru fotbal, astfel că cei interesați să urmărească acest joc de la fața locului sunt așteptați sâmbătă pe Municipal, jocul fiind programat să înceapă la ora 12. Tot sâmbătă, în etapa cu numărul 31 a Ligii a 4-a, în zona Mușel sunt programate a se disputa alte două partide, Mușelul Lereș, Sola Grația Dragoslavele și viitorul Rucăr Speed Academy Pitești. Celelalte întâlniri ale etapei se vor disputa după următorul program: ACS Costești, ACS Poiana Lacului, Energia Stolnici, Juventus Bascov, CS Mioveni 2, CSC Suseni și DLR Pitești, viitorul Bârla.